Bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc un pic despre regele Filip cel Frumos al Franței, cel care a... Mă scuzați, aprind lumina. Spuneam că Filip al Franței a fost cel care a distrus Ordinul Cavalierilor Templieri. Regele Filip se naște în perioada aprilie-iunie anului 1268 în Castelul Fontainebleau din Paris și moare în 29 noiembrie 1314, în anul când a ars perul pe marele maestru de templare Jacques de Molay. Filip era născut în dinastia capețienilor și contemporanii lui spuneau că era un bărbat deosebit de frumos. Dar pe cât era de frumos, pe atâta era de veninos, se spune un proverb. Și probabil că toate câte i s-au întâmplat în copilărie lui Filip l-au afectat. Și începând cu anul 1270, când Filip are 2 ani, are o traumă în faptul că moare bunicul său. Ludovic al IX-lea, zis Sfântul, care era în a 8-a cruciadă și lupta în Tunisia împotriva necredincioșilor și a dat dezinteria peste el și contemporanii spuneau că a fost atât de evlavios și atât de credincios că și-a tăiat pantalonii între picioare ca să nu trebuiască să mai meargă la baie, să-i mai dea jos, când avea criza de... îi dădea drum pur și simplu din picioare. Și asta a fost așa o particularitate din războiul ăla. Și asta s-a întâmplat din cauza că apa din Tunisia, știm că Tunisia este în nordul Africii, era vara, vă dați seama, contaminat, nu ca acum că pui cloramină, că pui dezinfectant și alte chestii. Atunci era grosieră. Și a murit Ludovic al IX-lea de dezinterie. Apoi, în 15 august 1870, Filip al III-lea, tatăl lui Filip al IV-lea de Franța, în 15 august este încoronat rege la Reims. În 1271, altă nenorocire dă peste copilul de 5 ani. Moare mama lui la naștere. De fapt, nu la naștere. Moare în momentul în care cade de pe un cal și era însărcinată cu al 5-lea copil al regelui Filip al III-lea. A murit, a căzut de pe cal și a murit. Apoi mai trece o perioadă și, adică trece vreo o perioadă, 6-7 zile, o lună, și regele Filip al III-lea se căsătorește cu Maria, fiica ducelui de Brabant. El era un caracter crud, Ludovic al IV-lea. Era dur, era o persoană care, știți cum în viață este o vorbă care spune că ori ești domn acasă în familie și ești deosebit de rău cu, mă rog, dur la servici, aspru și în toate felurile, crud cum era el, ori ești la servici bun și ești acasă crud. El era acasă foarte îndrăgostit de Isabela, soția lui, prima soție, și era crud cu supușii lui. El își croise Ludovic al IV-lea, și croise un aparat birocratic foarte, foarte scump. Dar să ne întoarcem la Ludovic al III-lea. În 1276 moare Ludovic, fratele mai mare al lui Filip al IV-lea și fiul lui Filip al III-lea. Când Filip are 6 ani, și
se presupune că ar fi fost otrăvit de Maria de Brabant. Eu nu cred asta. O fi fost altcineva care, mă rog, rămâne deci orfan de mamă, moare și fratele lui și la 6 ani el este orfan de mamă, devine moștenitorul la tronul Franței. În 15 august 1271 se căsătorește cu... nu, asta era în 71, căsătoria lui Filip al III-lea. Filip al III-lea încredințează, deci acum să vedem cum se comporta tatăl său după ce rămâne copilul cu el, cu copilul. Încredințează educația lui Filip al IV-lea, capelanul său, Guillaume d'Hercules. Iar acesta este cam tot ce se știe despre copilăria lui. Este normal că în timpurile alea ardeau războaiele astea, mai ales acum în perioada asta, 1200, e o perioadă foarte, foarte întunecată, când oamenii nu aveau așa ideea asta de prețuire, să lăsăm urmașilor noștri documente, nu, e trei o clipă. Deci de la 1276 până în 1285 nu se știe mare lucru. A studiat, a învățat să lupte, a învățat să... cine știe, să citească, să scrie. Și în 16 august 1285 se căsătorește cu Jean I de Navara. Asta este o căsătorie politică și cu avantaje strategice importante prin alipirea două regiuni, Champagne et Brie, la domeniul regal francez, cu posibilitatea controlării trecătorilor din munții Alpi. Eu o să vorbesc o dată, am citit o carte despre familia de Savoia, tot așa, înaintașii lor aveau chestia asta cu trecătorile din Alpi. Deci, în 1285, Filip împreună cu frații săi mai mici, Margareta, regina Angliei, Blanche, Ludovic al Franței, Carol de Valois, pleacă la Crugiada Aragoneză. Dar erau toți copii și regele i-a luat cu el așa, mai mult de să vadă cum se luptă. Împotriva regelui Pedro al III-lea de Aragon, și francezii dau o puternică bătălie de cucerire și ei cuceresc Gerona împreună cu... Însă, ei cuceresc această provincie, dar împreună cu o epidemie de ciumă care vine în Aragon, în ajutorul lui Pedro al III-lea, Filip, tatăl lui Filip al III-lea, se retrage la Perpignan. Și moare în 5 octombrie 1285, ca și tatăl său, de dezinterie. Filip al IV-lea negociază retragerea armatei din Aragon, iar la întoarcere face pace cu familia lor, cu frații lui, cu neamurile lui. Filip era rece și distant din cauza personalității sale rigide și inflexibile. Era numit regele de fier pentru că nu se îndoia nici într-o parte. Exact ce trecea lui prin cap făcea. Degeaba era frumos că era atât de cosoros și atât de... Episcopul Bernard Sessin, care era un adversar înverșunat al lui Filip, zicea că fața sa netedă, rotundă, seamănă cu o bufniță frumoasă, dar inutilă. Așa că aceasta era o critică adusă obiceiului său de a delega alte persoane în problemele importante, oficiali specializați. El nu e nici om,
nici fiară, el este o statuie, spunea în continuare episcopul Bernard Sesse. Relația cu soția sa era foarte solidă, el își iubea foarte mult soția, de aia în momentul în care moare el nu se mai recăsătorește cu altă femeie, nici amantă nu știa. I-a rămas fidel, ceea ce e foarte impresionant. Depindea pur și simplu de soția lui din punct de vedere emoțional, adică pur și simplu nu putea trăi fără ea, cam așa se traduce. În 1294, Filip numește pe soția lui regent al Franței, în cazul că ar muri el întâi, înaintea ei. În 1305, moare soția sa Jean, ceea ce l-a făcut să sufere și nu s-a mai căsătorit niciodată, asta l-a făcut să facă pelerinaje și donații mănăstirilor și spitalilor și pledează la Vatican pentru canonizarea lui Ludovic al IX-lea, bunicul său, care a murit în cruciada creștină. Deci el a foarte mult a pledat la Vatican să fie rege și, într-adevăr, Ludovic al IX-lea este făcut Ludovic cel Sfânt, este făcut sfânt. Regele Filip al IV-lea este încoronat în 6 ianuarie 1286 la Reims, la vârsta de 17 ani, foarte tânăr. Hotărât să consolideze monarhia și face trecerea de la el face trecerea de la monarhia carismatică, ce se putea prăbuși oricând, la un stat guvernat de birocrație extrasă din rândul nobilii și burgheziei. Și asta îl costa foarte mult. Din păcate, în momentul când el se urcă pe tron în 6 ianuarie 1286, el se confruntă cu o datorie imensă făcută de tatăl său și care îi bloca foarte mult chestia asta, faptul că era visteria goală. În 1312 obține controlul asupra orașului Lyon și încep șicanările și relațiile dintre Franța și Anglia devin încordate din cauza provinciei de Aquitania, pe care regele Franței credea că îi se cuvine a lui. De aici este o adevărată peripeție. Începe războiul de 100 de ani între Franța și Anglia. Și până la urmă face și pace regele Filip cu Eduard al doilea al Angliei, pentru că se căsătorește Eduard, regele englez, cu fica lui, Isabella, de Franța. Și exact asta are loc o bătălie navală între armata lui Filip și Eduard I al Angliei, iar Filip invită pe Eduard la curtea Franței, însă Eduard trimite pe vărul său Edmund, văr care negociază logodna lui Isabella cu Eduard I și se face un compromis. Eduard a returnat Aquitania Franței prin căsătoria asta cu Isabella. În 1294, 1298 și 1300-1303, armata franceză face două campanii și cucerește provincia Guienne, însă nu poate ține prea mult pentru că eu iau înapoi. În 1303 are loc la Paris un tratat de pace prin care ducatul Aquitania revine Angliei. În 1308, în 25 ianuarie, are loc nunta dintre prințul de Wales cu fica Isabella lui Filip al IV-lea și așa e sfârșit conflictul pentru moment dintre Anglia și Franța. Însă, peste câțiva ani, Isabella va declanșa acest război care va dura 100 de ani. Copiii săi, el a avut 6 copii cu Isabella, cu Jean, din care au trăit 4. Ludovic al X-lea, Filip al
cincilea, Carol al IV-lea, Izabela, regina Angliei. Din păcate, papa Ludovic intră în conflict cu papa Bonifacio al VIII-lea, care s-a gândit el, Filip, să-i pune o taxă clerului. Atunci papa dă o bulă și interzice episcopilor francezi să plătească impozite către stat, invocând imunitatea fiscală a clerului, adică nu are ce căuta regele Franței în treburile bisericii. Cam asta a fost pentru 200-300 de ani lupta de pentru putere între cler și regat. Creștinii vroiau să fie cei care conduc lumea, împăratul Germaniei și regele Franței vroiau să conducă ei lumea. În 1305, arhiepiscopul de Bordeaux devine papa sub numele de Clement al V-lea și aduce în 1307, regele Filip aduce scaunul papal la Avignon și pentru 77 de ani papii va fi la Avignon. Filip duce o politică de îngrădire a ordinului templarilor. După această întâmplare cu papa, ce s-a gândit? Că el are nevoie neapărat de bani. Mă scuzați un pic. Să-și umple visteria. Așa că crește impozitele pe pământ și proprietate, impozite pe comerț și plățile vasale. Au fost introduse accize la vânzarea sării, vinului și grâului. În 1306 alungă pe evrei din Franța, după ce le confiscă toate averile, și în scurt timp visteria regală este din nou goală și primește pe evrei înapoi. Cât a fost el rege, evreii au avut permanent de suferit pentru că îi ținea 5-6 ani pe care îi alunga. Apoi, după cum spuneam, a intrat în conflict cu papa Bonifacio VIII, dar tot pentru că s-a golit visteria regală, regele a pus taxă pe biserică și în 1296 papa dă o bulă unde interzice să plătească orice episcop francez taxe regelui. În momentul în care papa dă bula asta, Filip blochează exportul de aur și argint. Adică, dacă papa a fost atât de hotărât încât i-a interzis, asta face parte din politica internă, el a blocat, n-a mai cumpărat aur. Permanent, regele Filip al IV-lea a avut visteria goală, pentru că avea un aparat birocratic extraordinar de pretențios și de dur. Papa aruncă un blestem asupra regelui. Acum începe o șicanare între ei, ceea ce pe rege l-a lăsat rece, înțelegeți, de blestemul papei. Filip, în 1301, complotează împotriva papii. Îl ia pe papa prizonier, trimite pe omul său, să vedem cum îl cheamă, o să vedem mai încolo, cum aveam, nu-i dau de numele lui, și trimite pe omul lui de la Minister de Interne, cum ar fi, îl arestează pe papa în 1301. Le-a prizonier, apoi le liberează, îi dă două palme în biserică în fața clerului, ceea ce pe papa l-a afectat atât de tare, fiindcă era și bătrân și bolnav, s-a simțit, mă rog, oamenii aveau demnitatea și mândria lor. Noi, în zilele noastre, altfel vedem lucrurile. Dar el
Atâta de rău s-a supărat că la un moment dat chiar înnebunește și moare. La câteva zile îl găsește mort. Apoi complotează, văzând că nu a putut scoate bani de la papa, complotează împotriva ordinului templierilor, care erau atâta de bogați și regele avea atâția bani împrumutați de la ei. Templierii erau funcționari fiscali, cum ar fi, și bancari. Ei au introdus primele calcule bancare, toate chestiile astea, operațiuni bancare. Și papa începe să pună gând rău. Și să vedeți o chestie, asta o să o spun la momentul când arde Jacques de Molay. Arunc un blestem pe 13 generații, al 13-lea neam. Și al 13-lea neam al lui, lui Filip al IV-lea. Știți cine a fost? A fost Ludovic al XVI-lea, care în 1793 moare cu gât, știți cum, sub ghilotină. După ce s-a împlinit acest blestem, s-a trecut la altă formă de guvernare în Franța. Filip duce o politică de îngrădire a ordinilor templierilor, față de care statul avea datorii considerabile. Și într-o zi de 13 octombrie 1307, vineri 13 este o superstiție care și în Italia o întâlneam eu, lumea zicea că se întâmplă cine știe ce catastrofă dacă, eu știu, ai ceva de făcut în vineri 13, că este ghinioș, nu știu ce. Și așa că în vineri 13 octombrie 1307 sunt arestați toți templierii din Franța noaptea. I-a luat din pat, cum erau dezbrăcați, și duce pe toți în temniță la Bastilia. Apoi îl pune pe papa Clement, care era pur și simplu arestatul regelui Filip, care nu putea să-i refuze nimic, pune să dea o bulă în toată creștinătatea, care spunea că toți templierii trebuie să fie arestați și confiscate averile lor. În 1312, în 22 martie, este arestat marele maestru al ordinului, Jacques de Molay. Și după 7 ani de, după 2 ani de proces, este executat în 18 martie 1314 și printre fălăcările rugului, el a aruncat un blestem și spune așa: nu o să se termine anul ăsta, că o să vă aștept la judecata de apoi. Și într-adevăr, după o lună moare papa, Clement al V-lea, iar în luna noiembrie, deci în 18 martie a fost aruncat blestemul și în noiembrie 1314, regele Filip cade de pe cal, face stop cardiac și moare în pădure la vânătoare. Datoriile foarte mari ale regelui, distracție și o birocrație înspemătătoare, erau cheltuieli frenetice ale statului francez, care l-au făcut pe rege să-i aresteze pe templieri. În perioada 1000, deci, înainte să moară, în luna aprilie, după ce îl decapitează, după ce îl arde pe de Molay, marele maestru al templului, în 1314, în aprilie, pe 19, regele Filip află că nurorile sale au înșelat pe fiul lui. Dacă Ludovic era un tip așa care își neglija soția pe Margareta de Valois, Carol o iubea foarte mult. Ludovic de Ludovic nu era de acord cu viața dusă de soția sa, pe care o iubea foarte mult. Și ea iubea foarte mult viața. Și așa că ea se dă în dragoste cu tot cu nora ei,
cumnata ei, soția lui Carol, Blanche, se dau în dragoste cu frații Donei, Gautier și Filip. Ăștia au fost arestați, pentru că Isabella a adus cadou la cumnatele ei niște pungi din alea, cum erau pe timpuri, brodate într-o anumită manieră. Și i s-a părut ei că la un moment dat, la curtea Angliei, vede pungile pe care le-a făcut cadou la cumnatele ei, vede la cei doi cavaleri și spune tatălui său: vezi că nurorile tale, și ăsta este începutul războiului de 100 de ani. Această întâmplare duce la uciderea celor doi frați și la uciderea Margaretei. A ucis-o și pe Margareta, soția lui Ludovic, care nu au avut nici copii și moare și el destul de tânăr, însă îi asasinează pe cei doi frați și el tot cu problema asta că era vistieria goală. Domnea peste regatul său ca un stăpân absolut. La început biruise trufia feudalilor. Biruise și pe flamanzi, a avut o campanie împotriva flamanzilor pe care i-a biruit. A biruit și pe englezii din Aquitania, până și pe papa care l-a trimis la cimitir pe Bonifacio al VIII-lea și a adus la Avignon pe Clement al V-lea. Și o ținea captivă lumea, Franța, la cheremul său. În altele curți de judecată erau plătite de el, la fel și sinodurile. Vâna bogățiile cu lăcomie, pusese biruri grele pe moșiile bisericilor, jecmănise pe evrei, luase tot de la banchierii lombarzi, ajunsese până acolo de a rupe din greutatea monedilor. Adică în momentul în care el bătea o monedă, nu mai băga atâta gramajul cât trebuia din aur. El ciupea un sfert, o treime din valoarea monedei și el o punea la aceeași greutate, ceea ce a dus la o inflație și la o nenorocire în Franța, care au făcut să se răscoale mai mulți săraci, însă răsculații au sfârșit toți în ștream. Nu că avea, el era legea, înțelegeți. Însă Ordinul Templierilor îl sfida. Această uriașă organizație militară, religioasă, financiară, îl speria pe Filip, pentru că independența Templierilor îl neliniștea. Însă averea lor îi stârnea și ațăța lăcomia. Așa că pune la cale cel mai mare proces din istorie, unde au fost arestați 15.000 de templieri, s-au dus acuzații și este un proces de 7 ani, unde au fost săvârșite tot felul de ticăloșii asupra templierilor. Scopul lui era distrugerea templierilor și confiscarea bunurilor lor, care lui se păreau că sunt uriașe și că și-ar umplea visteria. Marele maestru a fost cel mai mult torturat și instructorul Geoffrey de Charnay. Spectacolul a fost, vă dați seama, toată lumea a ieșit să vadă pe cei doi amărâți care au fost târâți pe rug și au fost uciși, pur și simplu. În rândul ordinului este Templul Negru, format dintr-un grup de inițiați, gnostici, care, conducătorii templierilor, care au trăit în secret veacuri și au pus în gând în secret veacuri pentru a renaște odată cu formarea masoneriei. Aici eu spuneam mai de mult că masoni, o parte din masoni se trag din acești constructori de catedrale și alte chestii.
până la urmă s-a dovedit că este așa. Oare distrugerea templului a fost făcută din rațiuni politice, financiare, iar povestea lor s-a terminat pe rugul din Paris odată cu moartea lui de Molay? Nu. La 20 de ani de la terminarea primei cruciade, aceiași veterani, Hugo de Pain și Goffredo Godefroy de Saint-Omer, înființează împreună cu alți 7 cavaleri un ordin militar religios cu scopul de a proteja pelerinii care vizitau Țara Sfântă. Deci după ce s-a instaurat în Țara Sfântă religia creștină și primul regat creștin, a fost smuls de mâinile necredincioșilor, 7 cavaleri veniți din Franța au format acest ordin, auzind că sunt masacrați, pur și simplu, pelerinii, când ajung în portul Iafa, nu știu cum se spune, erau pur și simplu masacrați. Așa că regele Ierusalimului Balduin al II-lea de Boulogne le pune reședința în moscheea Al-Aqsa, ridicată pe ruinele templului lui Solomon în anul 950 înaintea erei noastre. Templierii din Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Germania au fost judecați și achitați disperând pentru câteva secole. Asta este altceva. Apoi începe procesul care eu am aici o carte care am să fac un mic rezumat despre Richard Bastardul, cum a ieșit de pe porțile mănăstirii și cum a luptat împotriva ceea ce se întâmpla, cum scotea, ajuta oamenii să iasă din pușcărie, adică templari. Și o să fac un video numai cu Richard Bastard. Pe rug, după cum spuneam, ăsta lansează blestemul care se întâmplă până la sfârșitul anului 1314. Însă, o altă foarte importantă trăsătură este faptul că Filip al IV-lea avea contacte cu hanul mongolilor și mai ales cu hanul din Bagdad, și accepta propunerea de a se alia cu sultanatul Mamluk și păstrau o corespondență cu mongolii. Între 1288 și 1289, punând accent pe cooperare militară cu mongolii, și în 1305 continuă corespondența lor, trimite un ambasador la Han, Oljaitu, care își oferea ajutor militar împotriva mamelucilor din Egipt, și care pornesc o cruciadă, adică se propune să pornească o cruciadă, însă nu mai are niciun, pentru că moare. În aprilie 1312, Clement al V-lea, în Consiliul de la Viena, emite o nouă cruciadă, care nu se mai ține. În 1313, Filip trimite trupe în Roma, recomandat la recomandările lui Enguerrand de Marigny, era ministrul său, erau oamenii lui, însă veniturile anuale ale guvernului francez erau de o sumă de 860.000 de lire turnoa, echivalent a 46 tone de argint. Vă dați seama ce de bănet acolo. În administrația lui, birocrația era formată din 3.000 de persoane plus 1.000 de ofițeri care apărau. După cum spuneam, în 1286 moștenește odată cu tronul și o datorie de 8 tone de argint datorată ordinului templierilor, echivalent cu 17% din venitul obișnuit pe un an, și în 2 ani își achită datoria la templieri. Războaiele pe care le-a purtat până în 3 ani au înghițit 1,73 milioane de
dubloni francezi, lire. Apoi mai sunt date despre un deficit care în 1290 era de 6% din veniturile anuale, 1292, iar este an cu deficit bugetar, ordonă arestarea negustorilor italieni ca să poată completa 250.000 de lire în vistierie. În 1293 a închis pasiv, în 1313 moare împăratul Enrico al II-lea, împărat al Imperiului Roman. Dante se referă la Filip ca un rău, ca o ciumă a Franței. Politica externă vrea să-și mărească neapărat teritoriul și să-și umple vistieria regală cu bani mulți, însă războiul cu Anglia s-a terminat cu o pace prin căsătoria fiicei sale, războiul cu Flandra câștigă două orașe, Lille, Bethune, 1305, moare soția Isabella și după aia viața lui se termină.